Bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori, la emisiunea Ruralia. Discutăm, sau mai bine zis, continuăm discuția din prima parte a acestei emisiuni cu domnul primar Marius Vasile Minică din comuna Icușești, atât de amabil să ne găzduiască astăzi. Domnule primar, vorbeam în finalul primei părți despre problema aceasta a asigurării asistenței medicale pentru locuitorii comunei. Ce face săteanul din comuna Icușești dacă se îmbolnăvește? În afară să sună la 112. Da, într-adevăr, avem o problemă pe această zonă. Sper să găsim o soluție. Suntem la o distanță apreciabilă de oraș. În opinia mea, cea mai bună variantă ar fi un centru de vaccinare. Dar, cum am spus și în prima parte, pe zona aceasta, Icușești, Bătrânești, Spridonești și Rocna, avem un deficit de personal medical, adică nu avem efectiv medic. Din ce cauză? Ce se întâmplă? Nu vor să vină medici aici? A fost o doamnă doctor medic, nu cunosc, nu eram speța în care dânsa a renunțat la cabinetul de aici. Ulterior, doamna doctor de pe Bălușești, care asigură asistența medicală pe cealaltă zonă, ca să-i spunem așa, a comunei, a avut ceva discuții cu conducerea, s-a lansat că va asigura medicația și pentru restul populației. Eu când am venit nu am mai găsit acest lucru, am solicitat... Oamenii, practic, nu au un medic de familie acum? Cei mai mulți dintre ei au rămas, au mers după fostul medic de familie. Și acum, dacă au nevoie de un document medical, eu, de trimitere de ceva, trebuie să găsească medicul unde se afla. E un paradox, trebuie să meargă la Roman, e un pic complicat. Ați discutat cu cei de la prefectură, de DSP-ul, cu cineva să... Le-am făcut o adresă, am încercat să... Știți cum? Asta cu adresele sunt procedurile oficiale. Efectiv, să dați un telefon, să spuneți, sunt primarul de la Icușești, am și eu problema aceasta. Ce se poate face? Da, mie îmi place în să... În condițiile în care se știe că nu sunteți singurul caz, chiar în zona română și localități, să spunem, mai mari. Am văzut și la Gordun. Da. Am văzut în mediul online că au postat adresa care au făcut-o la DSP și, într-adevăr, nu sunt medici care vor să ajungă. V-am spus, o să dăm din stânga în dreapta, o să încercăm să... Poate reușim. Noi avem dispensarul, are și un apartament. Deci am putea, pur și simplu, să-i oferim condiții medicului să și locuiască. Bine, în prima fază, dacă vrea... Vă face naveta, după care îl modernizăm la cel mai înalt standard pe care putem să îi creăm condiții astfel încât să asigurăm sănătatea. Da. Pentru populație. Da, da, da. Da. Iată, un caz destul de trist, dar să sperăm că vor vedea aceste emisiuni pe care le realizăm și cei în măsură să ia o decizie. Dar până la urmă, dacă nu vor medicii, este chiar o problemă. Și atunci, eu știu, administrațiile locale, mă uitam chiar și Romanul, trebuie să facă eforturi, să pluseze, să vină cu ceva suplimentar pentru medici. Cum a spus dumneavoastră, o locuință, eu știu, alte facilități pentru ca să-i atragă, efectiv. Da, practic trebuie motivați. Și eu consider că ar fi bine medicul să vină din suflet, să-și facă meseria cu suflet și să nu mai țină cont de anumite privilegii sau anumite... Dar, într-adevăr, noi trebuie... Este și el om până este, la urmă, într-adevăr, și trebuie să aibă condiții foarte bune și trebuie, într-adevăr, motivat. Eu aș, în opinia mea, aș vedea un centru de permanență, v-am spus, cu două, trei comune în care un medic, doi, să fie permanentă în... Sau măcar un centru de permanență, eu știu, cu personal, cu studii medicul, doar cu asistenți. Da, sunt multe cazuri, să știți, că cu afecțiuni, în primă fază,
care se pot rezolva în medicina primară. Da, sigur, toate primară. Astea, oricum trebuie să fie sub coordonarea unui medic. Nu ai cum și... Da, da, revii vedeți. De unde... Revii da, de unde da, vedeți că cei mai mulți dintre noi prima dată sunăm la 112, vine ambulanța, pierde 20 de minute încoace, 20 înapoi și da. Cu o simplă injecție sau cu ceva se rezolvă problema care putea fi rezolvată local cu un personal autorizat. Vorbim despre condițiile pe care le-ați oferit unui medic. Până la urmă, este vorba de o extindere a condițiilor pe care le oferiți locuitorilor comunei. Cum stați pe partea aceasta de infrastructură? Ce proiecte sunt în derulare, să spunem, ce ați primit moștenire, zeste, cum se zice, de la domnul Săvărel și ce veți face în continuare pe partea aceasta de infrastructură? Drumuri, rețele de utilități? Da, aici avem de discutat, dacă discutăm, avem de discutat foarte mult, pentru că m-am bucurat foarte mult, la sfârșitul anului am găsit o situație, de fapt când am preluat mandatul am găsit o situație bună. Să știți că am găsit o echipă unită, o echipă... Deci ați avut factorul uman, contează foarte mult. Da, da, într-adevăr. Sunt profesioniști, cu o parte din ei am lucrat, îi cunoșteam, între timp alte persoane au ocupat diverse poziții și noi cunoșteam, dar sunt foarte sunt mulțumit de activitatea pe care dânsii o desfășoară. Am reușit să achităm, știți că tot timpul a fost, crea moștenire, multe facturi. Anulate? Da. Nu. Am reușit să achităm la 31 decembrie toate facturile. Ați venit pe zero. Mai puțin două, aveam bănuții de ele, dar le-am lăsat intenționat. Am vrut să văd efectiv lucrările, să nu dăm drumul la bani fără o verificare prealabilă. Da, am venit deci pe zero. Deci o relație corectă și cu constructorii. Da, da, da. Am venit pe zero, o luăm de la un nou buget, care îl așteptăm cu mare drag. Deci să vină cel de să vedem și... sumele, da, da. Da. Vis-a-vis de infrastructura rutieră, noi avem undeva la vreo 13 și vreo 19 km de drumuri sătești comunale asfaltați, dar mai avem un deficit de vreo 15 km de piatră, drumul de piatră și marea problemă ce o avem pe zona aceasta, dacă tot am vorbit tot timpul de zone, drumul județean care ne leagă trei localități prin care trece acesta este într-o stare foarte proastă. Deci drumul care duce spre Dămienești, practic. Sigur că da. Legătura cu județul Bacău. Cu județul Bacău. Am mai întâlnit și această situație, acest gen de situație în localitățile de pe granița județului și din punctul acesta de vedere, Icușești, să spunem că ar fi foarte aproape de Bacău, dacă o luăm kilometru pe kilometru prin Dămienești. Cât ar fi până la Bacău? Noi am scutit, practic, distanța până la Roman. Noi avem 40 de kilometri. Da. Dacă ocolim pe la Roman, ajungem undeva la 60 de kilometri la Bacău. Da. Problema comunității, efectiv, că noi avem două drumuri județene. Adică, intravilanul satului Bătrânești și jumătate din satul Rocna, da. E un DG-159, da. Care la fel nu putem să intervenim pe acesta, el. Acesta unde? Ce localități leagă de fapt 159? El făcea legătura cu podul vechi peste Siret, la Hârlești, și face legătura cu comuna Valea Ursului. Da, da, da. Și acest drum județean 207D... Este sub pălăria Consiliului Județean. Sigur că da. Este cunoscută prietenia dintre conducerea Consiliului Județean și anumiți primari. Da. Nu vreau să marșăm prea mult pe această chestie, ci mai mult pe situația concretă. Le-ați adus la cunoștință celor de la Consiliul Județean despre aceste drumuri? Ei, țineți de scurt cu telefoane, cu adrese, cu tot ce... Da, imediat după ce am intrat, am solicitat directorului... Pentru că sunt drumuri județene, din județul Neamț. Corect, aveți dreptate. Le-am solicitat telefonic, după care am făcut o adresă oficială, am primit răspuns la ea la 30 de zile. Da. Și știți, da, așa,
că în limita fondurilor și în funcție de... Un fel de... vă căutăm noi. Și în funcție de... Da, sunăm noi. De starea vremii vor interveni. Acum, sincer, nu știu dacă din cauza asta au intervenit. Ieri au început și au reprofilat drumul județean. Au adus și ceva agregate balast. Sperăm să-l aducem într-o formă cât de cât practicabilă. Da, de aici până la asfalt. Până la asfalt. Tot ieri am vorbit și am aflat că acest drum este pe o axă strategică finanțată din fonduri externe. Doar că au fost licitații, peste licitații, contestații, peste contestații. Sperăm să fie ultima contestație, care 25, dacă nu mă înșel, va fi, e ultimul termen. pentru rezolvarea contestației. Sperăm să fie ultima și un constructor care va fi declarat câștigător să înceapă să lucreze, să ne modernizeze această... Deci speranțe ar fi. Am speranțe pentru că sunt... e prins într-un program strategic cu finanțare externă. Da. În rest, prin PNDL aveți ceva proiecte prinse? Prin PNDL avem 4 școli la care nu avem apă deocamdată. Și chiar am discutat și în Consiliul Local și am spus că nu mai putem să așteptăm nimic. Că apa este apa. Evident. Apa trebuie să e viață, o aducem. Nu? Da, e viață. Da, și trebuie să o aducem. În urma discuțiilor m-a surprins chiar. Ele au fost contracte de finanțare pentru modernizarea acestora, doar că datorită legislației care s-a mărit salariul minim brut, TVA și tot felul de taxe. În momentul în care au fost scoase licitații, nu s-a prezentat nimeni pentru că erau subevaluate. Reale. Acum Ministerul Dezvoltării ne-a trimis o adresă, noi am răspuns prompt. Actualizare? Am făcut actualizarea indicatorilor tehnico-economici, am dat hotărâre de Consiliul Local prin care am aprobat noile sume, le-am făcut solicitarea pentru a completa sumele la contracte de finanțare. Sper că în cel mai scurt timp să primim confirmarea și să demarăm procedura de licitație, astfel încât să reușim să oferim condiții anului 2020 copiilor din învățământ. Ce soluție tehnică ați avea? Puțuri? Da. Proprii, da. Fiecare instituție? La nivelul comunei nu avem un sistem de alimentare cu apă și epurare, da, și canalizare. Am avut o discuție cu un proiectant. Așteptăm acum să vedem să vină să facem un studiu hidrogeologic, să vedem zona de captare. Da, da, cum ar fi cumva complicat și pentru dumneavoastră, pentru că va trebui să lucrați cu un operator de apă și canal și care ar fi cel mai apropiat de dumneavoastră, să spunem așa? Din Bacău, deci, sau din câte... Roman sau din Iași chiar și Apa Vitalu vine pe zona aceasta. Din câte am observat, cei de la Ion Creangă au dat în administrare la Apa Vital. Da. Probabil ei vor fi cei mai aproape. Acum v-am zis, doar suntem în fază de discuție. Urmează, avem ghidul solicitantului pe măsura 7.2, să vedem dacă reușim să facem proiectul și să-l depunem pe fonduri externe, pentru că sunt valori destul de mari. Da, se vorbește de miliarde de euro acum, Planul Național de Redresare și Reziliență. Da, corect, se vorbește. Noi, eu am un proiect de suflet și aș vrea să-l menționez privind sistemul de distribuție a gazelor naturale. Da. Chiar aș vrea să... Consider că este foarte important și va dezvolta într-un fel... Stați pe dita mai bogăție aici, zona Icușești. Este foarte cunoscut acest aspect. Așa este. Săptămâna viitoare voi avea o întâlnire, am programat o întâlnire la Mediaș, la Rongaz, la Transgaz. Încercăm să găsim tot felul de soluții
să vedem variantele cele mai plauzibile. Din câte știu, au fost oarece reticențe pentru pungile și zăcămintele de gaz care sunt aici. Ele trebuie duse într-o stație de uscare, după care să revină. Ideea este că va trebui să fie și o perioadă de timp să ne asigure acel zăcământ acum consumatorilor. Se exploatează? În câte puncte se exploatează gaz metan pe raza comună? Nu e gaz metan, sunt gaze naturale. Gaze naturale. În două puncte, pe la în zona Bătrânești și în zona Spridonești. Și mai sunt câteva puncte și pe Iucșe, dar ele se mai fac prospecțiuni în continuare? Nu. Acum, ultima perioadă, nu s-au mai făcut prospecțiuni. Și ce ar presupune? V-ați gândit și ca bani? Cât ar însemna toate aceste investiții? Apă curentă, canalizare, gaz, metan? Deci, intenția este ca apa curentă și canalizarea să le obținem pe fondurile externe. Gazele naturale, încercăm, am avut o discuție cu domnul primar Tăbăcariu de la Ion Creangă, cu domnul primar Viorel Smerea de la Valea Ursului. Încercăm să facem o asociere și să vedem, poate reușim să, cu un operator regional, să ne dea o soluție, poate reușim să implementăm mai rapid. Bine, după toate procedurile de concesionare și tot ce înseamnă. Noi avem studiul de fezabilitate făcut de fosta conducere, avem ridicările topo, studiile geo, suntem într-o fază deci foarte... Deci s-au băgat foarte... ceva bani în direcția asta. Da. A fost o prioritate și pentru domnul fost primar Roșu și va rămâne o prioritate și pentru mine, pentru că, cum vă spuneam, sunt sigur că va aduce un confort și o dezvoltare dacă reușim să... Da, și ar fi ciudat cumva ca o localitate de pe malul Siretului să nu găsească apă. Deși aveți și o zonă mai înaltă. Și chiar vreau să vă întreb, se resimte și în partea aceasta seceta? Ați avut probleme cu fântâni care au secat? Da. Zonele mai înalte? Da. Mă refer spre Tabăra, spre... Au fost, da. Sunt probleme, ca peste tot. Chiar dacă sunt în apropierea râului, au fost probleme cu apa și seceta, dar nu atât de grave, ca să nu exagerăm. Cazuri punctuale. Cazuri izolate, sigur. Da. Și ulterior au revenit. Da. Tot referitor la această parte, la infrastructură, la drumuri, aveți posibilitatea să investiți și din bugetul local niște bani pentru a mai pune ceva asfalt? Pentru că cred că în anul 2021 s-au săturat și oamenii de piatră și de noroi. Corect. Da, bugetul local nu este unul foarte generos. Acum sperăm să nu mai intervină altcineva la el. În sensul negativ. După cum vedeți, proiectele sunt destul de multe. Am făcut o listă și o prioritate. Noi mai avem un proiect depus pe CNI. A fost depus în mandatul trecut, de 7,9 km. Așteptăm să vedem cum obținem finanțarea efectiv și să-l și implementăm. Asta ne vom încerca să dăm din coadă. Nu aveți punctajele necesare? De ce se obțin atât de greu finanțările? Se obțin greu pentru că... Pentru că zona este totuși, să spunem, defavorizată. Este defavorizată, dar într-adevăr nu avem legăturile acelea pe care toate fondurile externe, ghidurile, le presupun. Nu avem legături cu drumuri naționale, cu tot ce înseamnă. Da. Chiar și aici, la apă, în ghidul solicitantului, pe măsura 7.2, mai mult de 2,5 milioane de euro nu se acordă pentru... Voi încerca, la fel, să fac o asociere cu o altă comună, să mergem până la 4 milioane de euro
da. Pentru proiect. Eventual, grupurile de acțiune locală, faceți parte dintr-un grup de acțiune locală? Da. Suntem în grupul de acțiune locală Elena Doamna. Sunteți cu comunele din zona aceasta, Estică, da, care are, da, Ion Creangă, Valea Ursului. Are sediul la Horia, da. Horia, da. Nici acolo încă n-au apărut sursele de finanțare, da, și sumele alocate pe fiecare. Da, și este vorba despre localități care deja au proiecte separate pe ceea ce vă doare pe dumneavoastră, ca să zicem așa. Corect. Dar totuși ați putut prinde ceva finanțări prin acest GAL pentru anul acesta, anul trecut? Deci, în ultima perioadă au fost finanțate de Nupingal, nu știu sigur să vă spun, Nupingal, prin AFIR, s-a fost dotat serviciul pentru situații de urgență cu un buldoi excavator, care ne este de foarte mare ajutor, și la școală, mobilier și tot ce înseamnă, da, table moderne pentru copii. Cu sistemul de iluminat public, cum stați? Iluminatul public, să știți că l-am completat chiar în ultima perioadă, am mai avut ceva zone întunecate și am făcut extinderi pentru a reuși să acoperim și acele zone. Un procent, să vă spun, 30-40% este modernizat pe lămpi cu LED. Pentru economie, au, da, și un consum mai bun, da? Evident, avem în vedere ca următoarea perioadă cam tot iluminatul să fie cu economie sau, dacă găsim o sursă de finanțare, o măsură să facem altceva. Verde, panouri, eoliană, vedem. Dar nu vreau să... Dar nu se pune carul înaintea boilor. Corect. Trebuie, da, să spunem că domnul primar are toate aceste direcții de acțiune, le are scrise negru pe alb la propriu aici, în o tablă. Da. Ele sunt notate pentru a nu le pierde din vedere. Să nu le scăpați din vedere. Da. Citim de aici un sistem de supraveghere video pentru localitate. Da. Vă referiți doar la zona centrală sau aveți puncte pe care doriți să le monitorizați? Acum localitatea Icușești din comună este supravegheată video, avem un număr de 15 camere video și intenționăm să luăm localitatea Bălușești, că este mai mare, să monitorizăm tot ce înseamnă intrări, ieșiri și să asigurăm o protecție a tuturor. Pentru că suntem într-un an în care nu mai merge cu... Da. Este o comună sigură? Localitatea Icușești, aveți probleme cu infracționalitatea în general? Este o problemă, o comună sigură, să știți, că de-a lungul timpului au fost câțiva... Cazuri izolate, da. Da, cazuri izolate, nu foarte agresive, să spunem așa. Au fost câțiva certați cu legea, care la un moment dat au fost tot pe partea corectați. De SVSU, pentru că se întâmplă des incendii, aveți posibilitate de o intervenție mai rapidă sau, eu știu, mai specializată în sensul acesta, o autospecială, poate? Da, am în vedere acolo pe programul meu electoral, nu se vede de aici, este achiziția unei autospeciale. Cum am spus și la început, suntem la o distanță apreciabilă de oraș. Sigur. Și avem nevoie să intervenim rapid. Acum serviciul pentru situații de urgență este asigurat de un șef cu 25 de voluntari împărțiți pe fiecare zonă a comunei. Avem grup electrogen, tot ce înseamnă dotări, echipamente. Chiar în ultima lună de anul trecut am reușit și am mai dotat acest serviciu. E important să fim preventivi. Faza bună trece prin meșdia mea. Corect. În corect, final, corect. Câteva cuvinte pe care doriți să le transmiteți locuitorilor comunei Icușești pentru anul 2021. Locuitorilor comunei Icușești le transmit aproape în fiecare zi, pentru că îmi calcă pragul cei mai mulți dintre ei în fiecare zi. Vreau doar să le spun că sunt aici ca să fiu în sprijinul dânșilor, sunt aici să găsim soluții împreună cu cei din Consiliul Local, să luăm decizii bune, să aibă încredere că
vom prioritiza investițiile în așa fel încât să, cum am spus și în campanie, să aibă un plus de confort. Vă mulțumim, domnule primar, vă mulțumim și dumneavoastră. Cu multă plăcere. Telespectatori, toate cele bune.